astăzi data 31.10.2018. Așa, îi dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi cu următoarele puncte. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 206 din 25.10.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bâsănești, județul Bacău, din data de 31 octombrie 2018. Proiectul ordinii de zi este următorul. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de școală gimnazială Gheorghe Sion Brătești, școlii gimnaziale Brătești, structură Comuna Bâsănești, județul Bacău. Inițiator, domnul consilier Miron Cosel. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de școală gimnazială Ion Chiriac Caraclău, școlii gimnaziale Caraclău, structură Comuna Bâsănești, județul Bacău. Inițiator, doamna Silvia Chiriac, soția supraviețuitoare a poetului Ion Chiriac. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bâsănești pentru anul 2018. Inițiator, domnul Botezat Tăgelu, primarul Comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aferent cu ATM Bâsănești, județul Bacău. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Bâsănești, județul Bacău și Asociația Sportivă Bâsănești. Punctul 6. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la definire către secretarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Vă mulțumesc. Se supune la vot proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Cine este pentru? Abține. Și se supune la vot procesul verbal prin ședința din data de 28 septembrie 2018. Cine este pentru? Deci, nu am uitat. Domnul consilier, să prezinte. Vin aici, domnul. Da, domnul. Da, prezint proiect, da? Da. Consiliul Local Bâsănești, proiect de hotărâri privind atribuirea denumirii de școală gimnazială Sfânt Brătești, școlii gimnaziale Brătești, structură Comuna Bâsănești, județul Bacău. Primar Comunei Bâsănești, județul Bacău. Având în vedere raportul motivat în sprijinul inițierii proiectului hotărâri privind atribuirea unei noi denumiri școlii gimnaziale Brătești, în cuvinte de domnul consilier Miron Cosel, președintele Comisiei de Specialitate Juridică, administrația publică locală, prevarășile și publice și dreptul cetățenilor din cadrul Consiliului Local Bărsănești de Bacău, înregistrat la Unitatea Administrativ Teritorială Bărsănești sub numărul 3228 din 18.9.2018, expunerea de motive a domnului Botezat Tăgelu, primarul Comunei Bărsănești, înregistrată sub numărul 3269 din 19.9.2018, precum și raportul compartimentului de specialitate urbanism și amenajarea teritoriului al aparatului de specialitate al primarului, întocmit de doamna Paisa Camele, inspector urbanism, înregistrat sub numărul 3268-19.9.2018, văzând referatul numărul 912 din 19.9.2018 la conducerii școlii gimnaziale numărul 1 Bursănești, prin care ni se comunică hotărârea Consiliului Administrației a Unității de Învățământ Coordonatoare de a aproba propunerea domnului consilier Miron Cosel în forma în care a fost inițiată în temeiul prevederii articolului 5 și ale capitolului 3. Atribuirea de denumiri pentru unități de învățământ fără personalitate juridică, structuri arondate din ordinul MECS numărul 6564 din 2011, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirii unităților de învățământ din Sistemul Național de Învățământ Preuniversitar, precum și articolul 3 din ordonanța guvernului numărul 63 din 2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumire aprobată cu modificări și completări prin legea 48 din 2003. Modificări și completări ulterioare, văzând avizul favorabil eliberat sub numărul 22 din 3.10.2018 de către Comisia de Atribuire de Denumire a Județului Bacău, având în vedere dispoziția articolului 6, alineatul 1, alineatul 2, litera C, alineatul 5, litera D, articolul 45, alineatul 1 la 6 din legea 215/2001, privind administrația publică locală cu modificări și completările ulterioare, propune
Articolul 1. Se aprobă atribuirea denumirii de școală gimnazială Gheorghe Sion Brătești, școlii gimnaziale Brătești, structură, comuna Bârsănești, județul Bacău. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei, instituției prefectului, județului Bacău, precum și comisia atribuirii de denumire a județului Bacău, în vederea analizei și avizării și va fi publicată prin afișare conform pedelor care prin grija secretarului comunei, inițiator, președintele conjunției, consilier local, Mirol. Aviz de legalitate, doamna secretar. O să dau citire și la raport. Da, e mare răspuns. Care citit. Dacă vă dau de nimeni, dar în ultima pentru celălalt care nu știu, ar trebui să fie... Bun, haideți să dăm citirea. Consiliul Local Bursănești, Comisia de Specialitate Juridică, președinte comisie, raport în sprijinul țării proiectului hotărâre privind atribuirea denumirii școlii gimnaziale Brătești. Doamnelor și domnilor consilieri, în area unității administrative teritoriale a Comunii Bursănești funcționează număr de 4 școli astăzi. Școala gimnazială numărul 1 Bursănești, fiind organizată ca școală de centru cu personalitate juridică, școala gimnazială Altele, școala gimnazială Brătești, școala gimnazială Caraclău. Întrucât școala gimnazială numărul 1 Bursănești este școală cu personalitate juridică pe raza comunei noastre, celelalte școli sunt structuri subordonate la această unitate școlară. Școala gimnazială din satul Brătești funcționează cu clasele 1-8, cu un efectiv de 37 elevi din ciclu gimnazial, 36 în ciclu primar, 34 preșcolari, cu un total de 107 copii. Prima școală din satul Brătești a fost înființată în anul 1892 prin construcția unei clădiri compuse din două săli de clasă și un hol de către Gheorghe Sion, moșier al satului, contribuind la ridicarea edificiului prin eforturi și cheltuieli financiare proprii. De asemenea, în anul 1932, Gheorghe Sion a mai contribuit la refacerea școlii din satul Brătești cu vreo 10-15 căruțe de bârne din lemn. Gheorghe Sion a fost magistrat, ocupând mai multe funcții în instituțiile juridice și administrației publice, iar de-a lungul vieții s-a interesat de soarta românilor, în special a celor din Basarabia și Transilvania, militând pentru respectarea drepturilor cetățenești în fața autorităților de la acea vreme. A primit mai multe distincții, precum cetățean de onoare al municipiului Cluj și orașul Târgu Ocna, pentru contribuțiile sale aduse din tineretului studios, din Cluj și din alte localități, dar și pentru donațiile făcute către numeroase instituții de cultură, biserici și școli, fapt pentru care la 9 decembrie 1933, piața din fața Bibliotecii Universității din Cluj primește denumirea de Piața Gheorghe Sion, până în anul 1995. La 30 august, fiind stabilit la Cluj, trăiește Marea Drama Naim Românesc prin cedarea dealurilor către Ungaria Portistă, astfel că este nevoie să se retragă la moșia din satul Brătești, unde la 8 iulie 1944 se va sfârși din viață la vârsta de 89 de ani. Este înfumată în incinta mănăstirii Măgura Ognei, în area orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Având în vedere expunerile motivate pe care am prezentat în acest raport, consider că Gheorghe Sion merită ca numele său să-i fie acordat școlii gimnaziale Brătești. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vă rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii școlii gimnaziale Brătești în școală gimnazială Gheorghe Sion Brătești. Inițiator, președintele Comisiei Juridice, consilier local, jurist Mirol Păstea. Mulțumesc. Cine este pentru? Discuții, da. Discuții. Discuții. Domnul a avut o inițiativă foarte bună, fiind reitor al locului. Ca să înțeleagă și asta. Da, vis-a-vis de acest lucru vreau să mai completez și eu. Adică s-au adus în spațiu public foarte multe, nu mai comentea, s-au adus multe acuzații în la persoana mea și de către diferiți cetățeni care, mă rog, nu știu, gradul de cultură poate lasă de dorit, nu știu. Dar ideea mea a fost, așa cum am prezentat-o toate rapoartele, să ridic puțin imaginea satului prin instituții. Când noi în satul Brătești singurul instituții culturale, avem școala și biserica. Să trecem la zonii cel mai frumos, nu mai... Practic, asta eu am dorit să se facă. Asta vremea este că, chiar dacă o fără o sătă, noi nu o să scăpăm niciodată de oameni proști care nu gândesc și care nu judecă. Asta am terminat. Hai, să-i scuze. Nevoi la nivel de administrație, și școală, și primărie, și consiliul local, au fost și vor fi întotdeauna. Vezi, ăstea vor apărea de totdeauna când societatea se va schimba. Tot timpul vor apărea alte și alte probleme. Dar de asta zic, dar dacă încercăm puțin să ridicăm imaginea comune, a satului și viața, cred că nu este un lucru rău. Mă gândesc, din punctul meu de vedere. Da, mulțumesc, atât am avut de prezentat. Domnul președinte, spuneți la vot. Păi da, să supune la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este pentru? Toată lumea, da? Abține? Da, abține. Nu supune la vot.
Trecem la punctul 2. Locul fără soț, 1985,
a treia noapte după răstignire, 2001. Și ultimul volum, pe Muntele Vânat, 2011. Elaborează următoarele lucrări de creație și cercetare. Probleme fundamentale de organizare și refuncționalizare a caselor de cultură pentru tineret și studenți. Studiu aplicat de Casa de Cultură a studenților din Iași. Codul genetic al caselor memoriale, comunicare susținută la Simpozionul Național de Muzeologie Iași în 1991. Relansarea cultural-muzeală, administrativă și financiar-contabilă a Complexului Muzeal Național Moldova din Iași, în condițiile tranziției la economia de piață. Principii de organizare și funcționare a Muzeului Satului din Iași. Cu timpul i s-au conferit următoarele titluri. Membrul al Uniunii Scriitorilor din România, Premiu pentru Poezie 1982 și Cetățean de Onoare al Comunei Bârsănești, județul Bacău, în 2009, se stinge din viață la data de 1 septembrie 2013, deci acum 5 ani. Eu vreau să mă autofelicit pentru că am fost împreună cu cei din Caraclou în 2009, când am organizat cele de Caraclouri. Am luat măsura de a-i s-a atribuit titlul de cetățean de onoare. Am venit aici în ședința consultatorului, eram consilier. Nu era niciunul dintre cei de pe acum. Retârmă domnul Petru. Și am cerut ca în festivalul care l-am făcut noi cu zile Caracolului să îi se acorde acest merit. Ceea ce s-a și întâmplat, pentru noi a fost o sărbătoare în ziua respectivă, l-am întâmpinat pe acest om la intrare în sat, l-am pus la casa părintească, dar care nu mai e nimic de fapt acolo, dar am marcat locul, am marcat acest moment. Am venit la biserică, l-am întâmpinat copiii cu un program artistic și vreau să spun că vedeți pe internet Zile Caraclouri, poetul închirea, așa sau vedeți acolo. Ne-a recitit poezia lui de numărul 1, Unde sunt cei ce nu mai sunt. Poezie după care și Tudor Gheorghe a făcut un cântec. Au găsit-o la fel pe internet. Noi ne mândrim în Caraclouane și suntem bucuroși că avem, am avut un asemenea înaintaș și de-aia este bine să prezentăm exact cum spunea și antevorbitorul, că oamenii se știe, să ne știe trecutul, să ne știm trecutul comunei, nu numai din Caraclou sau în Bârsănești sau în Bârsănești, trebuie să ne știm toată comuna, ce oamenii am avut de bază în toată comună. Și de-aia este foarte bine să îi punem în evidență. Eu ar vrea să completez aici. Cred că ar fi de, să zicem așa, de bun augur să se facă chiar și un festival al poeziei pentru poetul Ion Chiriac. Eu am cerut, și în mandatul trecut de întrerup, am cerut ca la nivel de școală să se facă un concurs de festival, poezie. Festival, concurs, da. Ca și concurs, să spunem. Dar un festival este atunci în memorie. Aduce în prezent memoria poetului. Știți dacă se face un festival. Dincolo de orice aș mai vrea să completez aceste două personalități mari pe care le consider și eu, chiar ar merita să aibă și câte un bus în fața școlilor pentru care au primit denumire. Pentru că așa am văzut că s-a mai făcut această recomandare și în monografia comunii care a făcut referire cel puțin și la această persoană, Gheorghe, este un filantrop din satul nostru, care a avut o strânsă legătură cu satul nostru. Și cred că ar merita să aibă inclusiv câte un bus la școală. Chiar dacă unii cetățeni, așa cum și o să mai repet, sunt foarte contrariați, cred că ar face-o ca domnul Blănar, ar mai trebui să studieze, ar mai trebui să vadă puțin și trecutul localității noastre. Da, atât. Vreau să mai completez că domnul Ion Chiriac a fost coleg la liceu cu domnul general Apostol. Mai sunt discuții? Vreau să-mi apreciez ultima casa lui, a lui tatălui,
este Serj la Trebun. Da. Am locuit și acolo, din câte am citit și eu. Tatăl meu, dar nu știu. Dar și el a stat acolo. Dar a făcut liceul. Da, a trebuit. Mai sunt discuții? Nu? Se supune la vot? Punctul 2? Da, da, da. Ce vedeți? Cine se fie? Doamnelor și domnilor consilieri, pentru susținerea proiectului construirii centrului de tineret pentru activități culturale în Comuna Bustănești Bacău, depus pentru finanțare la GAL Baia Totușului, este necesară deschiderea finanțării în vederea achitării avizelor necesare în sumă de 2.000 de lei, contractul de consultanță în sumă de 41.600 de lei, din care, la depunerea proiectului, plătim suma de 11.900, iar restul 29.750 lei, care vor fi achitate la depunerea cererilor de plată. Contractul de întocmire, studiu de vizibilitate și studiu geotehnic, în sumă de 26.180 de lei, în total, este nevoie de suma de 69.830 lei. Pentru a putea achita aceste sume, este necesar a se face o rectificare bugetară, așa. Așa încât vă rog să aprobați proiectul de rectificare în forma în care a fost inițiat. Vă mulțumesc. Deci, ca să facem un proiect, îmi trebuie studii absolut tot. Dar se cunoaște, nu? Da. Se cunoaște, că sunt toate pașii ăștia. Sunt studii fără pași. Fără acești pași nu putem să facem nimic. Valoarea totală este de 100 de mii lei, adică 1 miliard vechi. Da. Pleacă de la capitolul care este trecut aici, achite fixe, și merge la capitolul, programul de ADR. Da. Da. Ia să tragă, nu faci niciun alt. Mai sunt discuții? Nu? Trecem la trecem la... Supuneți la vot. Se supune la vot. Punctul 3. Punctul 3. Cine este pentru? Abține. Da. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați în surse agricole, atenent toate Bustănești, județul Bacău. Primarul Comunei Bustănești, județul Bacău, având în vedere adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Bacău, numărul 3981 din 11.10.2018, înregistrată la Primăria Bustănești sub numărul de 3915 din 11.10.2018, prin care mi se solicită aprobarea prin hotărâre Consiliului Local plan de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrat din surse agricole aferent cu adevăr, având, văzând raportul numărul 3915 din 19.10.2018 al compartimentului de specialitate Camera Agricolă, întocmit de domnul Consilier Superior Ionuță Gabriel, în termenul temeiul dispozițiilor hotărârii Guvernului numărul 964 pe care aprobarea planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați provenit din surse agricole cu modificări și completări ulterioare, precum și ale deciziei numărul 221 de 1983 Guvernul Central sau ceva, GC, nu? Din 12.06.2013 emisii de Comisia Interministerială pentru Reglementarea a Nitraților din România, ținând cont de rapoartele de realizare a Comisiilor de Specialitate constituite la nivelul Consiliului Local Bârsănești. Având în vedere dispoziția articolului 36, aliniatul 1, 2, litera B, aliniatul 4, litera A, și articolul 45, aliniatul 1 și 6 din legea numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală cu modificări și completări ulterioare. Propune articolul 1. Se aprobă planul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aferent cu adevăr să județul Bacău, conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului Comunei Bustănești, instituției prefectului județul Bacău, Direcției pentru Agricultură al județului Bacău, precum și a Comisiei pentru aplicarea planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și va fi publicată prin afișare conform prevederilor legale prin grija secretarului comunei.
să-și... Domnul Maicu, l-ai prezentat, domnul primar, l-am citit toți și este foarte vast, este stufos. Probabil cine a vrut să-și însușească la Maicu, l-a citit. Mai sunt discuții? La fără la urmă. Domnul consilier Georgescu? Discuții la planul ăsta cu... Nimic? Ce să spun la vot pentru aprobarea șantului FAPU? Puneți, cine sunt eu? Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Vârstănești Bacău și Asociația Sportivă Vârstănești. Primarul Comunei Vârstănești Bacău, având în vedere solicitări de finanțare registrate de la Vârstănești Vârstănești sub numărul 242 din 19.01.2018 și numărul 3649 din 25.10.2018 are Asociației Sportive Vârstănești. În aplicarea prevederii hotărârii Consiliului Local Vârstănești numărul 27 din 28.09.2018, aprobarea ratificării bugetului local de venituri și cheltuieli prin care s-a alocat echipe de fotbal la Asociației Sportive Vârstănești suma de 2000 de lei, spune motivul aprobatul Comunei Vârstănești numărul 3662 din 25.10.2018, raportul Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, prevederile articolului 18, alineatul 2 din, și alineatul 3 din legea numărul 69 pe 2000 privind educația fizică și sportul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 36, alineatul 6, litera A, punctul 5 și 6, articolul 45, articolul 48, alineatul 2 și articolul 115, alineatul 1, litera B din legea administrației publice locale, numărul 215, de 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune. Articolul 1. Se aprobă încheierea contractului de asociare între Comuna Vârstănești Județul Bacău și Asociația Sportivă Vârstănești în vederea promovării și dezvoltării activității sportive în Comuna Vârstănești Județul Bacău. Articolul 2. Se aprobă contractul de asociere între Comuna Vârstănești Județul Bacău și Asociația Sportivă Vârstănești conform anexei care face parte integrantă în prezenta hotărâri. Articolul 3. Se împuternicește primarul Comunei Vârstănești Județul Bacău să semneze contractul de asociere. De asociere anexă la prezenta hotărârii. Articolul 4. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii Asociației Sportive Vârstănești, primarul Comunei Vârstănești și instituției prefectului Județul Bacău. Discuții? Eu mă scriu. Deci eu vreau să aduc în discuție câteva aspecte de fond mai mult, nu de formă. Adică în sensul că trebuie să modificate niște puncte, să zicem aici. Mă refeream aici, în primul rând, că dispoziția legală invocată de la prevederea articolului 18 din 69, acolo în textul de lege, îl dă atribuții Ministerului Tineretului și Sportului la articolul ăsta. Articolul care ne îndreptățește pe noi să alocăm aceste fonduri este articolul 18, indice 1, alineatul 2, litera B. Și alineatul 3 intră și el. Asta ar fi o primă chestiune de modificat la proiectul de hotărâre. Da, deci trebuie modificat în mod deosebit. Pentru că articolul 18 nu face, deci nu face trimitere la autorități locale. Da. Este articolul 18, indice 1, repet. Alineatul 2, litera B. Da. O altă problemă care trebuie pusă în discuție, și din câte ne-a prezentat și ne-a spus și domnul Plănar, că Asociația Sportivă s-a înregistrat în comuna noastră, parcă prin luna iulie-august, da, anul ăsta. Ori noi nu putem să ne prevalăm de solicitarea 242 din 19.3.2018, întrucât ei nu figurau la acea dată pe raza comunei noastre. Ori, articolul 18, indice 1, alineatul 2, litera B, ne spune clar pentru asociațiile sportive care sunt înregistrate pe raza unităților administrative teritoriale. Deci această adresă de aici de sus nu ar trebui invocată. Dați-mi voie să vă spun. Deci dacă ați citit un noi l-am rugat frumos să-și înmânească solicitarea. Da, bine. Și știți ce a avut? Și știți ce a avut? A avut soțin. Vrem finanțare. Și trebuie. Era declarat în mult mai corect și mai frumos în adresa
făcut vorbire în raportul primarului. De faptul că da, e mai detaliat. Da, doamna secretară, dar nu putem invoca pentru că această asociație la data respectivă nu era înregistrată terasa comunei noastre, iar noi nu putem aloca fonduri decât asociațiile sportive care sunt înregistrate. Deci ne impune, asta este condiția prevăzută în aliniatul 2 de la articolul 81. Deci trebuie eliminată. S-o refac eventual, cu data de 25-a 10-a, dar totuși aici mi se pare puțin... Noi întâi am aprobat finanțarea, după aceea primim solicitarea, nu prea este... Înțelegeți? Întâi trebuia solicitarea și poate a finanțarea. Important este că se știa clar că ei au nevoie de sprijinul financiar al consiliului. Da, se știa, așa este, avem hotărâre. Și când ei s-au rezolvat problema privitoare la modificarea este legalizată, domnul primar? Da, tot are. Deci eu vă rog să treceți, doamna secretară, în procesul verbal. Am solicitat ca să fie modificat proiectul de hotărâre, ca să pot vota în consecință, altfel trebuie să mă abțin. Să facem trimitere și la sentință, nu? Da, să facem trimitere și ca să fie legalizată, că dacă nu, iar este o problemă. Iar este o problemă. Așa. O altă problemă care vreau să mai ridic aici, la acest proiect, deci tot așa cum prevede articolul 18, indice 1 din legea 69/2000 cu modificările ulterioare, se face referire la autoritățile deliberative să încheie contul, adică să alocă finanțarea sau bani, se alocă prin autoritățile deliberative. Deci contractul se încheie probabil și 100% așa cred că este, între Consiliul Local sau Primăria Bârsănești și Asociația Sportivă, nu Comuna Bârsănești. Deci Comuna Bârsănești este titulară de cod fiscal. Și se cheamă că este bugetul local al Comunei Bârsănești. Păi nu știu, eu am vrut spune că autoritățile deliberative și autoritățile deliberative, conform articolului 18, da. Local, dar bugetul local este al Comunei Bârsănești. Este al Comunei, dar nu se poate încheia între Comună și... Da. Păi dar toate contractele se încheie între Comună și... cel care prestează un anumit serviciu. Eu, din punct de vedere legal, aș zice că deci, se încheie între Consiliul Local sau Primărie și respectiva entitate. Deci, de mult s-a făcut trecerea de la Comună, de la Primărie la Comună. Bun, atunci noi intrăm în detalii. Dacă se dă așa. Deci, eu atât am solicitat, doar modificările să le faceți ca să... Și sunt bine. Că v-am zis, articolul 18, că mă repet din nou, deci se referă doar atribuțiile Ministerului Tineretului. Pe când articolul 18, indice 1, face trimiterile și autoritățile locale. Okay. Este un alt articol ăla. Da, atât am avut de mai sunt discuții? Domnul consilier Blana. Da, trebuie să-i atenționăm ca să citească la obligațiile părților la articolul 3, indice 2, obligația să nu retrogradeze. Ei sunt ultimul eșalon, asta e ultimul eșalon, la nivelul județului Bacău. Alte județe, mai au încă două eșaloane. Dar citiți termenul de contract. Să existe în concurs. Nu, dar și despre să nu mai depune. Să ai de fapt să existe în componența echipei, pe durata unui an competițional, un minim de 4 jucători cu domiciliu în Comuna Bârsănești. După câte am înțeles, mai e unul singur. Și domnul Blănar, dacă am citit bine, permiteți-mi să vă întreb și eu puțin. Deci, contractul este încheiat până de luna viitoare, nu? Deci, pentru o lună de zile, mai un meci sau două. Când nu vin la meci, înțelegeți? Așa, ce obligații se mai cer lui ca să mai îndeplinească? Pe tocmai de asta am și făcut până la sfârșit cu oameni. Da, asta am obligat la anul să faci la contract. Bine, se putea face și un contract. Păi, jucătorii la PSR sunt. Cu posibilitatea, dacă putem și nu obligații, că legea nu spune, că am repetat câteva, nu spune că suntem obligați. Dacă există posibilitate, putem aloca până la 5%, că așa prevede articolul ăsta, alineatul 3 de la articolul 18.1, putem să alocăm până la 5% din bugetul local, putem să alocăm entităților sportive. Dar cu termenul este foarte scurt, obligații, și astea cred că... Explic mai bine că o să înțeleagă greșit. Activităților sportive. Deci eu am spus, bine, activităților sportive.
prin entități sportive, să înțelegi toată, toată plaja de, de sportivi. Da. Mergând la altă plajă, sunt, sunt singuri? Nu, mai sunt sub 8. Păi că nu fi. În lege nu există obligații. Există posibilitate, nu obligații. Mă gândesc la obligații lucrăților, unde oate comuna Cusănești se obligă să sprijine financiar în condițiile legii, nu ar fi rău să punem și o limită a posibilităților financiare. Mă gândesc la faptul că după cei 2000 de lei care i-au primit, să nu vin acum să zică da, dar voi v-ați luat obligația prin contract să sprijiniți financiar până la sfârșitul decembrie. Dar la lege ce te trimite la lege și la lege spune la lege. Articolul 18, indiciunea alineatul 3. Te obligă clar. Te obligă în limita 5%. Nu te obligă. Nu te obligă. Nu, nu, poți să dai. Poți să dai în limita 5%. Nu te obligă. Dacă ai, dai. Dacă nu, nu. Așa cum nu trebuie să scriem acela. Între 2000 de lei și 5% mai e o diferență. E o diferență. De asta eu și spun că între să sprijine financiar în condițiile legii, ar fi bun de scris și limita posibilităților financiare. Bine, asta ca să înțeleg ceea ce nu înțeleg mai greu. Dar legea spune destul de clar. Da. Până la 5%. Eu i-aș vedea. Sincer, eu mi-aș da o recomandare să facă și alte cereri. Eu aș vedea recomandare să facă și alte cereri care le sunt folositoare să fie aici depuse. Este mai bine să le avem cereri depuse decât să ne trezim pe aia suma. Votăm înainte și după aia facem în finanțare. Bine, dar noi știam, acum știam voie lor și înainte de a schimba sediul social. Nu este chiar interzis, dar nu este logic. Deci, la ora lor financiară s-a perpetuat. Dar o știu nici în 2 ani trece. Aici e problema. Că la început mandatul ăsta de consilieri. Dar logic așa ar, de, ar fi venit. Întâi solicitarea, după aia să dăm anunțele. Așa ar fi logic. Mai sunt discuții? Nu? Cine este pentru? Al ordinei de zi. Cine este pentru? Cine este pentru? Abținere? Cine este? Diverse, așa. Diverse. Potăleați dumneavoastră, domnul președinte. Aveți, sunteți suveran în ședință. Domnul consilier Ienaș. Începem cu, de fapt, nu știu mai vorbe, dar vreau să-mi mai spun o dată în legătură cu drumul, cu trecerea de la poporul Silvic. În legătură cu, s-a rezolvat cu lemnele pentru școală. Așa, mă rezolv, ce să m-aș dori dacă, uite, mi-ar dori, dacă, de fiecare dată când a fost solicitată doamna directoare, a găsit o scuză. Ba, nici la raport nu s-a prezentat, că a fost, nu știu unde a fost prezentat raportul. Cred că ar fi ok, totuși, să treacă și pe la noi într-o ședință, să putem sta un pic de vorbă. Ce să mai zic, în legătură cu internetul... Ați zis tu de școală, frumos, se pare că nici o rezolvare. Așa că zic, dacă se poate comunica în cerința următoare, să vină și din aici, ca să putem vorbi personal, să, să ne dea niște răspunsuri personal, ca să... Nu știu.
În legătură cu trebuie să plecăm de cu atât de alapantul, că ne pregătim de iarnă. Cum începe cu achiziție? Cum începe cu comandă de sare? Mă las că acum avem rezerva depusă pe imaginea domnului Oichi. Momentan cam atât. Doamna consilier, nimic? Domnul consilier Neron? Un pic cu stații voi. Am dat avea și sala pe acasă, știu și nu vreau să fie. Deci eu sunt mic aceeași problemă care a fost și luna trecută cu școala. Adesea nu a sosit încă frigul, dar vă rog dacă se poate. De cum s-a întâmplat la director și firma care venea, nu știu ce s-a întâmplat, n-a reușit să rezolvă, am cu eu cu băiatul ăla, nu mi-a răspuns. Acum încercăm alte variante. Azi, vă rog, vă spun, zici că nu mai puțin și începe iarna și nu am vrea ca să avem la școală, la școală de bani, ce și încălzire. Da, apa și căldura. Pentru că ați văzut, dumneavoastră în spațiu public ce acuzii mi s-au adus și nu ne preocupăm. Bine, că nu, aceste probleme nu stă numai eu ca și consilier sau numai eu fac, numai eu pătălesc, că nu sunt eu consiliu local. Eu mi-am exprimat și niște opinii, dar totuși trebuie avut în vedere și aspectele astea. Am înțeles că mai sunt probleme și cu gardul, dar nu mai pot îndrăzni acum să vă mai zic că tot cetățenii au 8 scândurile din gard, nu mai îndrăznesc, dar ar fi bine să reparăm și pe ăla. Mai nouă sunt și cu acelea care am... Am văzut, le-a răsturnat, am spus și totul. Nu, este urât, dar... Nu putem să lăsăm nici în paraj, trebuie să găsim o soluție. Da, trebuie să vorbim și cam despre ei, poate atunci. Mi-aș dori foarte mult, ar fi un proiect, cred că cel mai bun pentru instituțiile și învățământ, să avem camere de supraveghere. Anunțat. E bine, e bine. Dacă ar fi și la celelalte școli, ar fi și mai bine. Eu cred că o să continui. Continui, bine. Să le îngrădim cum trebuie, că așa cum am spus și la primul proiect de pe ordinea de zi de astăzi, noi, albumul instituții și cultură la nivel din comună, să știți că marea majoritate asta nu avem decât o școală și o biserică. Marea majoritate asta. Prea puțin mai avem celelalte sate. Trebuie păstrate, domnule. Trebuie păstrate, că nu știm noi ce viitor o să fie. Zrei, domnule. Îți foarte răi, așa este. De cancer, da. 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 E foarte neplăcut, dar nu știu că... Nu știu ce aveau gândiște alea de acolo. Domnule, cât din cât erau trebuie promovată, nu știu. Nu știu ce poți să spun. Nu știu ce aia de gând, grosuți acolo, fain, nu să ne la... Da, frumos, da, eu ce să zic. Dar și gard a fost... Am văzut și gardul ăla, am făcut între școală și de sport. Începu să dea și între la Dumnezeu. Nu, o răutate ieșită din comun, nu știu. Da, atât. Doamna consilier Stan? Da. Vă luați pe următor de sus, să spun. Dar mai e până ele în două minute. Sunteți împreună? Da, sunt împreună. Sunt foarte supărat. Așa cum am spus că totul mă lăsit. Păi ați un comentariu înainte de a începe ședința și las să spun un lucru. Deci, nu te știu, eu nu mi-am treabă comentariul ăla. S-am tras de atenție. Dar nu-s vinovată ca să mă trag la atenție. Da, e vinovată. Pentru că ne-ai pus acolo, pui pe el să ne critici și să ne bagi lucrurile. Păi eu știu. Dacă ești factorul principal, de unde să știm noi? Dar nu e. Părinții, ce nu vreți o mai cu noi? Nu sunt jucătură de cuvânt, părinții. Chiar de credit, părinții, cum noi suntem, chiar așa de folos. Deci nu mi-a discuții ceva care nu știu să lăsăm și numai tu poți să discuți. Nu mă vreau să eu nu vreau să discuți. De cuvânt al dumneavoastră. Deci chiar vă rog să lămuriți problema cu dânsul. Hai să lăsăm unde vreau să dar eu o să-l eu o să încerc să mai strâng numere de telefon din Gori și dumneavoastră, domnule, ca să ne spune, adică să ne duce să ne trebuie, să ne duce într-o audiență. Prima oară trebuie să le trimitem noi la o adresă. Da, da. Unii solicităm un semnal de telefonii, semnal de Gori. Bună ziua, bani, vreo relev, ar prinde tot sat, altul și-ar prinde și-o jumătate, cu aia până la cer, ca prea, de-a cu cum se pierde, se poate. Te-am lăsat să mai se duie. Da, mai te terminați, trimitem solicitarea către și către Telecom și către Orange și dacă e și ea de ea, de ce nu? Am înțeles că și ei au relevul sus acolo. Dar ce nu te-am? Da, dar este numai... Se lăbrădește aici.
La Prăjoaia mai este aproape de mai acolo. Dacă în Salina ai zis eu, da? Da, în Salina ai fune. Altul pe el. Noi suntem mai sub Salina. Prin Baja. Da. Mai aveți? Nu are. Da. Domnul consilier Felix. O să zic că cineva că eu am ceva cu ședlatic. Dar cred că o să ajung în punctul în care o să-mi pun mașina în jos drumului. Și nu o să mai permit să treacă personal prin sat la noi, niciun autobuz de la tine. Deci sunt niște din partea mea, poate să mă vadă, puteți să dați, să le spuneți și vă, sunt niște jenă. De ce? În ultima, acum o să, săptămâna trecută, și chiar și-a făcut două săptămâni, copiii au rămas în stație. Deci nu-i posibil, nu-i posibil în secolul ăsta, când copiii la 8 trebuie să fie la școală, ei la 8 fără 10 erau la ocazie. Deci nu-i posibil așa ceva. Dacă ei nu au autobuzele necesare, să renunțe fraților la cursa asta. Pentru că lumea s-a săturat de ei, chiar și lumea din Bârsănești, fac sesizări că nu le convine să meargă pe Caraclău. Deci ruta e Onești-Bârsănești, nu Onești-Caraclău-Bârsănești. Nu cred că nici cetățenilor din Caraclău nu cred că îi convine să meargă înghesuiți pentru că vor ei să comaseze două curse. La presă. Deci nu mi se pare normal așa ceva. Eu am vrut să vă spun de asemenea să mai facem încă o reclamație, dar... Așa ce se semnătură la părinții, să semnezi, să facem semnături și să se vedeți că le-am spus. Nu știu copiii care ești. Domnul Vici, eu zic așa după mine. Suntem toți consilieri. Ia inițiativa, comisia care se ocupă cu asta, cu această problemă. Dar nu cred că noi, nu noi. Eu sunt cu altceva. Cred că doamna de la buget finanțial, cred că cu administrarea teritoriului și așa mai departe. Doamne, trebuie fost la presă, spus, direct la, vreau asta, la ARR, la ARR Bacău, la Autoritatea Rutieră Română, că ei sunt cei care îi conștiinte RSC-ul, ei îi controlează și ei acolo și obțin licențele. Trebuie, domnule, și în prefectura trebuie informată, că și prin prefectura. Dar nu-i înțeles. Nu-i posibil să duci atât care... Prospere, hai să-ți spun eu. Am făcut și eu telefonică. Nu telefonic, domnule, că nu și-o înregistrez. Ascultă-mă la cap. Să răspuns în 3 de zile conform legii este prea cuștoară. Ascultă-mă la cap. Știi ce măsură au luat ei? Aleleu. Au venit și-au controlat mașina, au primit mașină în traseu, au crezut și au amendat pe șofer. Dar asta interesează pe ei. Au amendat pe șofer, șoferul ne vine, va câști cu o pâine. Cea mai bună metodă, vă spun eu care este. Te rog să mă registrezi. Bine din moment, noi intrat în Caraclău, plus, nu vii la Bârsănești, zic. Bine din moment, da, 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 și noi, nu numerești în mine. Ai, e geamul cu nasare, nu numerești. În momentul a ajuns la Bârsănești, pa. Și atunci o veri și zic, nu numerești ce fac acolo. De ce? Ultimii spani și geamul. Păi dar nu-i frumos așa ceva, nu-i rugăm de ei? Și plați la revoluție? Ne rugăm de ei? Ne rugăm de ei să vină, să-și respecte... Domnul Băsăr, ne rugăm de ei să-și respecte programul. Doamne... Rămân copiii de tine în stație, nu știu cum s-o luat la urmări. Cine e gal? Păi e gal de unde doi? Din noi am nicio de doi. E frumos așa? Noi, Consiliul Local, putem, deci autorizăm traseele la aceste... Pe raza noastră locală, așa spune legea. Noi, deci noi dăm acord ca ei să-și efectueze cursea. Bun, așa. Dar trebuie făcut o adresă. Mers la instituția care răspunde efectiv prezentată situația. Chiar și la ei. Deci până la ora 7 și suplimentare, că probabil că
cum spune și colegii. Normal nu ar trebui să fie curs așa, dar probabil este o condiție suplimentară pentru anumite, mă rog, motive economice, motive economice. Dar, dincolo de orice, trebuie să respecte traseele. Deci, până la urmă, și ei trebuie să se subordoneze unei autorități statale. Eu am discutat cu șoferii și are dreptate de lucru pe stăla și omul rămas s-a fost pe loc. A semnat? Nu, că știa sau rămas, dar trebuia să fie al domnul consilier, da, poftim. Ședința de data trecută a ridicat problema terenului de fotbal aici, care, în care s-au investit niște bani. Din câte știu eu, am îngrădit accesul la cei din afară. L-am dat la școală. Văd băncile rupte. Cine răspunde de ele, ce le plătește? Pentru noi, comunale, pe tot dată. Avem și camere video acolo. Da. Se poate vedea ce nu se da. Da, o trazie, le s-au așezat. Hai, dar ce se distică? Ei, da, nu de spus, să dau. Da, ce tot, de lui. Nu e nicio responsabil. Nu poți să-ți zici, băi, ai făcut-o intenționat. Deci n-a tras de ea sau. S-a așezat, așa, așa, s-a dus jos. Așa zic, pe deja? Da. Și n-am făcut pe astea și ei v-a spus că începe. Da, și scaunul ăla ai făcut să te așezi, că ai fost pe el, nu am să te... E plastic. Să mai pun doi în brațe la altul. Ei, asta e situația, da. Deci un pic mai mare atunci. Da, eu m-am uitat un pic pe camere, că am văzut lucrurile acolo, am dat de vorba, am văzut unul singur, ăsta ultimul din stânga care. Am văzut pur și simplu, așa, deci tot pus pe scaun și așa pus, cu toată asta. Și ăștia care au reparat drumul cum ăla plătește. Tocmai trebuie să-i cumpărăm. Și ăștia care au reparat drumul cum ăla plătește. Ce au vrut să fac acolo? Montanii ruse au vrut multe măgura pe drum. Nu-s plătiți. Și nu vor fi plătiți. Pentru asta, asta am vrut și lucrurile de la joc. Asta, nu, eu nu consider de ceva. Că ta e din joc. Nu s-a făcut plata, nu s-a făcut nimic. Am vorbit cu domnul președinte. Am înțeles că la primul val o să-i pună iar. Să rașteteze, să rașteteze. Deci nu s-a făcut o vreme așa. Da. Nu s-a recepționat, pur și simplu. Să sperăm că nu se va recepționa până ce nu dă lucrarea așa cum mereu este în proiect. Nu cred că din câte am văzut că era cam hotărât. Eu am făcut o sesizare. Deci peste tot. Și la persoană să ceași povesti. Ei, nimeni nu interesează altă poziție. La povesti. Deci, dar e aceeași poziție. Da, dar e aceeași poziție. Da, e aceeași poziție. Da, e aceeași poziție. Zic că e bătaie de joc ceea ce. Da, dar și la pânzări. Dugea bani. Eu acum sincer să vă spun, la felul, față de felul cum a arătat omul, na, sunt parțial mulțumit în sensul că nu mai este cum a fost. Dar, într-adevăr, nu-i făcut profesionist, e multe de nivelări. Făcut ei asfaltat așa, m-am dus și am... Poate ne aduce un alt asfalt, nu mai poate. Eu m-am gândit la altă variantă. Am zis că ei au fost precauți. L-au pus mai înalt, când se încălzește, să ai bine la regea. Da. Atât? Domnul consilier Berlanda. Da. Deci am discutat cu domnul primar. A avut treabă cu proiectul de la Buravoi, că trecea pe el, nu știu, pierdea bani. O să meargă și cu blodăsile acum. Da. Să putea să umple pe 10 minute. Nu, proiectul. Nu, doamna, proiectul. Să spun valoarea. Să creează. Atât. Domnul consilier Purnichi? Da, la urmă, ne-am cinciat. Domnul consilier Georgescu? Undeva să puteți spune da sau nu? Spuneți. Deci, la școlile din Comuna Bursănești, da. Ați asigurat DEN? Nu noi. Nu noi. Ei s-au asigurat. Da. Dar ei s-au asigurat? Da. Bun. La școli s-au asigurat laptele ăla și porul ăla care se dea la copii? Nu. Știți ceva? Da, la atribuția Ministerului Educației. Asta e, dacă nu primăria... Nu mai este primăria. Nu se pară. Nu se pară. Nu foarte. Au fost odată pe primărie, acum au fost primărie. Ei protestul, nu este acolo. Deci, noi nu vorbim că primăria nu are nicio atribuție. Eu bănuiesc, primăria nu va da bani, dar primăria are un om care controlează dacă s-o asigură cu stochii noștri. Din câte știm noi, așa. Licitația este făcută de către Ministerul Învățământului. De ce? Prin, cred că prin Inspectoratul Județean. Ei fac licitația, ei numește firma, ei plătesc, ei controlează. Domn Georgescu, ca și autorități, noi nu avem, adică nu putem să-i controlăm noi, în, pe, să zicem așa, în procesul instructiv educativ, în măsurile lor interne. Noi, ca și administratori,
ai clădirilor, să zicem. Alea, da, aparțin nouă. Suntem administratori. Noi, Consiliul Local, suntem administratori pe toate clădirile. Și procesul lor? Procesul lor instructiv, educativ. Măsurile lor interne nu cad în sarcina Consiliului Local. De asta că am văzut că se mai invoca niște este. Noi nu avem drept de control asupra profesorilor, altfel nu avem drept de control. Bine, dar profesorii nu avem drept. Nu avem ce să controlăm și nici ar fi echitabil. Nu avem drept dacă sunt sobri, funcționari, nu dar... Asta e dat administrarea. Ai deși care de alternativă? Nu se fie. Deci, la partea. Domnul consilier, plană. Da. Revin la problema, nu să mă fac peste, ca să respect ordinea. Să mă vină și mă fiți dumneavoastră cineva, nu? Da, dimineață. Azi dimineață, de exemplu, mașina de șapte de la Caraclou era produsită bine că abia o răsuflau și la Hasan stătea poliția. I-au lăsat pe Valea de 2-3, pe oameni, cu 20 ceva de persoane, vă dați seama că erau în picioare, deci cu 24 sau 25 de persoane, au rămas acolo și-a venit un alt microbuz și i-a preluat. Acel microbuz nu putea să vină de dimineață, normal așa veneau două mașini. Care țin care dimineața a venit, Doamne ferește să se întâmple ceva cu mașina de aia modușită, cu oameni, vă dați seama ce se întâmplă acolo. Dacă ar fi copilul, tot ce-i face? Nu faci nimic. Acum trebuie făcut, să nu se întâmple. Degeaba problema e asta. Eu, unul personal, care a spus că m-am băgat pe mine și nu vreau să faci nimeni, este mine. Eu, unul personal, am sunat la Bacău, mi-a dat telefonul domnul Petru, este martor aici. Am stat, am vorbit cu doamna, am vorbit la Târgoviște, m-am certat cu ăsta că sunteți martori amândoi, știți, că nici nu mai răspunde. O zis că eu nici nu sunt consilier și mă duc eu, mă bag în seama. M-am certat cu... Venise control de la ei și eram în autobus. Vrea să le... Mi-a spus șoferul, zice, vrea să scoată mașinile mari, să facem mai microbus pe care acolo. Și m-am dus și m-am luat de ei. Dar și aici vreau să condamnă oamenii care stăteau în mașină și rângeau, în loc să fi coborât toți, să fi luat la întrebări pe aia care erau la control de la Târgoviște, stăteau și rângeau în mașină. Păi de ce păi, termenii care... Un citat latin spune așa, că scripta mamă, vorba volant, adică scrisul rămâne, vorba zboară. Dar exact ce v-am spus, dacă vreți să fie ceva, scris domnule și răspuns. Și ce lasă la stăință. Bine, săptămâna nouă, te întreb. Săptămâna care vine, eu vin personal la tine, hai să facem. Am făcut și o țuică bună, puteți? Nu, că așa merge. Ce ce mai vreți? Să vin la mine, că eu știu cu comisia bugetinației. Aici mi-ai dat. Aici mi-ai dat. Bun, haide să știi. Da, să nu mai aducem despre filmul ăsta. Da, ce vreau punctul 2, vreau să mulțumesc locuitorul Caraclou care s-a prezentat la referendum. Am fost singurul sat care a îndeplinit acel barem. Ați fi pe spatele? Nu. Unii au pus mai presus politica decât credința. Asta am încheiat. Da. Domnul Teodescu, până la vot? Eu. Eu mă urmă. Schimbarea buletinului. Trebuie, avea obligativitatea să știe
schimbi toată familia prietenului și o suna pe Țărică Rac, Țărică Rac m-a sunat pe mine, nu spun ce a fost la gura lui, și la adresa mea, și a ta, și a ta, și a dumneavoastră. Nu scrie. Dar am pus oamenii să facă niște cheltuieli și... Asta e legea. De guvern 97-2005. Mai eu am 7 la toate, iar la mi-a spus și pe
Și mai trage ce nu mai rezistă. Care care sunt? Și poate tu ți-ai pus. Nu rezistă. Așa, mai întâi cred că ar fi indicat să achiziționăm sumele, adică să luăm sumele, să ridicăm sumele de la cetățeni, așa, poate că sunt o măsură, nu este o măsură voastră. Nu, 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 nu. Cum se ia cum ții dai bani? Taxă de 10 lei pentru număr imobil. Taxă număr imobil. Tot. Înțelegeți? Da. Problema e că noi o să dăm banii înainte. Și pe parcursul unui an să facem o tărâni de Consiliul Local să instituie taxă număr de imobil. 10 lei. Cât ați spus? Ca să nu iasă discuții la nivel de Consiliul Local, supuneți la tot modalitatea care ar fi mai convenabilă sau care este mai bună pentru că așa. Nu,